Stelian Țurlea este o personalitate culturală, un creator cu cel puțin trei dimensiuni care merită a fi amintite. În primul rând a fost eminența cenușie, putem spune așa, a două mari televiziuni. La Antena 1 a creat principala emisiune de știri, Observator, cu care a luat de altfel bine meritate premii, iar apoi la ProTV a fost omul din umbră al multor emisiuni despre care nu se știa foarte mult, dar cei din Breaslă știu foarte bine ce a făcut el acolo în această calitate quasi anonimă. Dacă ar fi să preia o metaforă a editorului cărții despre care vorbim astăzi, Valentin Ajder, Stelian Țurlea este ca o apă freatică. Nu se vede la suprafață, nu are destinul răsfățat al unui lac, al unei mări sau al unei cascade, dar fără el n-ar exista nici lacul, nici marea, nici cascada. Apoi, în cadrul Trustului Pro, Stelian Țurlea a creat Ziarul de Duminică, un proiect extrem de ambițios, care inițial trebuia să aibă 64 de pagini, s-a lucrat în orb, s-au scos două numere de 64 de pagini, dar apoi, probabil din motive financiare, a trebuit să fie redus la 8 pagini, format în care a apărut timp de 15 ani și eu zic că a fost cea mai bună revistă culturală din România. Sigur, sunt subiectiv, am lucrat și eu acolo, am colaborat mai apoi, dar argumentele mele sunt clare, era un ziar foarte viu, cu fotografii tifețate, știți, nu dreptunghiuri, ci cu text pe contur. Textele erau rubricate foarte strict, deci trebuia să fii capabil să scrii despre o carte, despre un film, o expoziție, un concert în 1200 sau 1500 de semne, era un exercițiu extraordinar și în același timp pentru cititor era mult mai ușor să perceapă lucrurile pe care vrei să le povestești. Când apărea vinerea ziarul de duminică, ziarul financiar al cărui supliment săptămânal era, se vindea cu câteva zeci de mii de exemplare în plus și cred că asta spune ceva. După 15 ani, din motivele valabile pentru întreaga presă, a trebuit să treacă online și apoi n-a mai rezistat decât câțiva ani și aici, dar rămâne în istoria culturii românești, îndrăznesc să spun. Ca scriitor, Stelian Țurlea este extrem de prolific. La lansări, când merg și am privilegiu să vorbesc despre cărțile sale, mă plâng că nu pot să citesc în ritmul în care scrie și că nu mai ajung rafturile la bibliotecă. Asta pentru că Stelian Țurlea scrie cărți psihologice, dramatice, polițiste, foarte mult poliție în ultimii ani, de călătorie, cum este aceasta, și pentru copii și multe altele. La nord și la sud de Teju este scris acum 40 de ani, dar aș aminti aici o vorbă a tatălui meu care spunea despre o operă de artă făcută cu multă vreme în urmă, însă care rezistă timpului, că stă în picioare. Într-adevăr, cartea stă în picioare. Și asta pentru că Stelian Țurlea a reușit să acceseze nivelul profund al Portugaliei, Portugalia profundă. Sigur că în acești 40 de ani s-au întâmplat multe lucruri în Portugalia, dar cartea lui Stelian Țurlea rămâne la fel de vie și astăzi ca atunci când a fost scrisă prima dată, aceasta fiind ediția a doua. Portugalia însăși aș spune că are un destin asemănător autorului cărții, în sensul că este o țară prea puțin cunoscută față de cât merită, prea puțin comentată față de țările europene, să zicem, vedete, și cu atât mai valoroasă este cartea lui Stelian, care, într-un mod pasionant, te face să te simți acolo, să trăiești cu el, să percepi cu el ceea ce povestește din Portugalia și, bineînțeles, te face să vrei să ajungi acolo prima dată, dacă încă n-ai fost, cum e cazul meu, sau să revii în cazul altora. Portugalia este o țară cu totul specială, reiese foarte clar din cartea lui Stelian și, sigur, noi știam de la geografie, de la școală sau din informațiile culturale diverse că are, în primul rând, calitatea unică de a mărgini Europa spre Atlantic. Este ceva care îi dă o anumită, un anumit farmec și o anumită caracteristică pe care alte țări nu le au. La nord și la sud de Teju este o carte de călătorie cu numeroase plonjeuri în cultură, în istorie, în geografie, cu peisaje absolut de neuitat.
Stelian Țurlea susține că în introducere că el atunci când merge undeva privește lucrurile oarecum rece, cu o curiozitate, să zicem, jurnalistică. Într-un sens să spun că nu este adevărat. Dacă el își refuză sentimentalismul ca să fie cât mai obiectiv și cât mai acoperitor, acest sentimentalist transpare totuși și este evident și alături de el te bucuri și te întristezi tu însuți ca calitate de cititor. Stelian Țurlea nu doar a văzut Portugalia, Stelian Țurlea a înțeles-o. Îmi amintesc acum episodul cu localitatea, îmi pare rău, n-am reținut numele, ai cărei locuitori sunt convinși că unul de-a lor a descoperit primul America și mai târziu a venit Columb și a făcut lucrul ăsta într-un mod care a fost mai bine promovat, am spune, în zilele noastre. E un detaliu care spune ceva despre calitatea și specificul oamenilor despre care scrie Stelian Țurlea. Stelian Țurlea este un scriitor special și prin faptul că scrie dintr-o bucată și, după cum am mărturisit recent, eu cel puțin nu știam înainte, dacă încearcă să rescrie un text, îl scrie exact la fel. Adică nu simte nevoia să spună același lucru în alte cuvinte. Acest lucru este una dintre explicațiile pentru care la 40 de ani distanță el nu a simțit nevoia să facă decât, bănuiesc, modificări minore asupra textului. Evident că atunci când citești o carte ca aceasta, îți amintești, de pildă, în cazul meu, de spectacolul Lumia lui Ioan Grigorescu, care a existat, există și în varianta filmată, dar și în varianta scrisă, și pot să spun că, deși o imagine face cât 1000 de cuvinte, totuși textul scris este la fel de valoros și la fel de emoționant ca și imaginea. Motiv pentru care țin să subliniez că și textul lui Stelian Țurlea, cum să spun, nu simți nevoia ca el să fie avut cu el o cameră să filmeze. Este atât de relevant, atât de bine prezentat, încât e ca și când ai vedea ceea ce vede el. Aș mai adăuga un singur lucru, dosarul de presă de la sfârșitul cărții amintește de vremurile din România, vremurile, culmea, comuniste, în care o carte bună beneficia de 6-7 cronici din partea unor critici cu greutate. Lucru care astăzi, din păcate, nu se mai poartă, ca să zic așa. Dar, mă rog, asta este o altă problemă. Vă îndemn din suflet să citiți această carte, pentru că, în mod categoric, merită. Bună! Sunt Paul Turș, elevă cursului de limbă română la ICR Lisabona. M-am bucurat foarte mult când am descoperit o carte despre Portugalia care se numește La Norte și la Sud de Tejo, din care voi citi un fragment în limbă română și în limba portugheză. Acest fragment se regăsește și în albumul Bilingue Azur de Lisabona, Azul de Lisboa, editat la Guerre Paz et Torres, Ambasada României și ICR Lisabona. Nu știu de ce îmi tăpuise, după ce văzuse în Maria, că oceanul trebuia să fie de un albastru pur, în care să se fi topit tăcerea spațiului infinit. Albastru sau de metal, schimbător după soare și vânt, aproape ce nu știu uneori, e însă dur. Real, lipsit de aureola tândorii, și poate tocmai de aceea e mai adevărat, oferind echilibru. Setea de larg s-a născut din nevoie de echilibru sau din prea mult echilibru. Întors cu barca plină din larg, pescarul portughez se întinde de plajă și doarme. Doar urtină sau și visare. Setea de larg a popoarelor de navigatori aici începe. Cine va putea spune că din visarea aceasta nu se investe dorul de depărtări. Oceanul metalic, dur, înțețat de primegii, e atracție. Călătoriile fantastice
se întreprinde dincolo de limita unde plasă cu ochiurile cărpite, se umple cu fructe de mare. Pentru curăbier, echilibrul real e în larg, deși el știe fragil, cu posibilă neîntoarcere la matică. Dorul de echilibru și sete de larg se nasc aici, unde pele fluviului, tejul, se împreuniază cu albastru fără margini care scaldă țărmurile Portugaliei. Não sei porquê, imaginei, depois de ver o mar, que o oceano devia ser de um azul puro, em que se derreteu o silêncio do espaço infinito. O seu azul metálico, às vezes quase cinza, que muda com o sol e o vento, é, no entanto, duro, real. Falta-lhe a auréola da inocência, e talvez, por isso, seja mais verdadeiro, proporcionando equilíbrio. A sede de mar nasceu da necessidade de equilíbrio, ou de demasiado equilíbrio. Ao regressar de barco cheio do mar, o pescador português deita-se na praia e dorme. Apenas descansa ou também sonha. A grande sede de mar dos povos navegadores começa aqui. Quem poderá dizer que desse sonho não nascerá a saudade das distâncias? O oceano metálico, duro, recheado de perigos, é uma atração. As viagens fantásticas acontecem além da fronteira, onde a rede de mar remendada se enche com frutos do mar. Para o navegante, o verdadeiro equilíbrio está na grandeza do mar, embora ele saiba que é frágil, com possível não retorno à origem. A saudade de equilíbrio e a sede de mar nascem aqui, onde as águas do rio Tejo se juntam ao azul sem limites, que banha as costas de Portugal.